De astăzi, 12 martie, începe oficial precampania electorală. Potrivit unei ordonanțe de urgență aprobată de executiv, alegerile pentru membrii Parlamentului European și pentru administrațiile locale se vor desfășura în aceeași zi, duminică 9 iunie 2024. Singura modificare față de varianta inițială a ordonanței de urgență, care privește comasarea, prevede că primarii pot migra de la un partid la altul până la alegerile de pe 9 iunie. Astăzi, 12 martie, începe perioada electorală, iar în termen de 5 zile, cel mai târziu la data de 16 martie 2024, vor fi desemnați judecătorii din Biroul Electoral Central. Până pe data de 10 aprilie, ora 24, vor fi depuse și înregistrate candidaturile la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, se vor înainta către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților referitoare la faptul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai securității sau de colaboratori ai acesteia. Pe 29 aprilie rămân definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. Iar pe 30 aprilie se va stabili numărul de ordine de pe buletinele de vot. Până în data de 1 mai vor fi aduse la cunoștință publică declarații de avere și de interese ale candidaților pentru Parlamentul European. În legătură cu alegerile locale, de la data de 16 aprilie începe perioada de înregistrare a alianțelor electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din acest an și de depunere a candidaturilor pentru aceste alegeri. Cetățenii cu drept de vot, care și-au stabilit reședința de mai mult de 6 luni înaintea datei scrutinului în circumscripția electorală în care au loc alegeri, vor depune la primar până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, adică până pe 25 aprilie, solicitările de înscriere în registrul electoral cu adresa de reședință. Data de 30 aprilie este și data limită de depunere a candidaturilor la alegerile locale. În data de 8 mai rămân definitive candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din acest an. În data de 10 mai va începe campania electorală pentru ambele alegeri, care se va încheia în data de 8 iunie, ora 7 dimineața. Pe 9 iunie, ora 7, va începe procesul de votare pentru ambele scrutinuri și se va încheia în aceea zi, la ora 22. Alegătorii care la ora 22 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot vota până cel mult la ora 23 și 59 de minute.